Chiar dacă nu a făcut aproape nimic pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic din capitală, primăria încearcă acum pe ultima sută de metri să dreagă busuiocul, împărțind locuitorilor truse de urgență în caz de cutremur. Primăria a explicat că aceste truse de urgență sunt mult mai ieftine decât consolidarea clădirilor. Suma alocată de la buget este aproape nesemnificativă. Doamne ferește, dacă se întâmplă vreo nenorocire, să ai toate cele trebuincioase la îndemână. Icoana, crucifix, câteva prosoape și cânt de împărțit, lumânare de pus deasupra, cărți de vizită de la preoți, nucă, arpacaș, ai tot ce trebuie. N-am pus zahăr. Ăla e rezervat pentru campania electorală, cu uleiul și făină. Kitul conține și instrucțiuni, astfel încât orice supraviețuitor să poată construi o colivă pentru cei care n-au fost atât de norocoși în maxim 30 de minute. Specialiștii avertizează bucureștenii să fie non-stop cu ochii pe știri, asta deoarece există zone în București unde, chiar și după cutremur, lucrurile vor arăta tot la fel. De pe internet, direct pe micul ecran, în fiecare sâmbătă și duminică, la Prima TV de la ora 20, știrile Times New Roman.